Salutare, bine ați venit la Terra România, Alex aici cu un nou clip de World of Warcraft The Burning Crusade. O să jucăm pe un server privat, vreau să vă arăt ce mi-a plăcut mie la Burning Crusade când jucam acum mulți ani. Nu joc pe oficial, fiindcă da, nici nu am chef și nici nu am timpul necesar. Dar o să vă arăt. O să ne facem un cred că merge pe șaman. Îl numim Gargoyle. Nu merge. Alegem te România atunci. Hai că a mers te România. Și am zis că vreau să fac un clip de World of Warcraft Burning Crusade, fiindcă totuși s-a lansat Burning Crusade Classic. O să dăm skip, fiindcă cred că ați văzut și voi de foarte multe ori acest intro. Să mutăm DPS meter, vedem cât sunt ceva player pe serverul ăsta. Sunt ceva. Deci, aceasta este una din zonele mele preferate din World of Warcraft, fiindcă aici mi-am făcut printre primele caractere, tot un șaman a fost. Rata e destul de mare. Ah, e ok, nu. Mereu am făcut clipuri la hoardă pe... Și am zis că hai că încep cu ceva la alianță. Dacă vreți o să fac și partea a doua. De ce mi-a plăcut foarte mult această zonă? Bă, nu știu, e așa o liniște aici și... muzica și totul, nu știu, parcă te... te regăsești în... Haideți să strângem 8 cristale. Aș face o serie de leveling, dar am mai făcut și mereu m-am lăsat, n-am făcut nici măcar un episod complet. Iau și astea la alte ca să pot să le vând după, mai fac și niște bani. Hai să dau un LOL. Chiar astăzi mi-am instalat Burning Crusade-ul și am zis că hai că trebuie neapărat să fac să fac un clip despre Draenei și de ce această zonă pentru mine a fost, cred că, zona mea preferată mulți ani și cred că încă este, adică îmi place mult și la Night Elf, să fiu sincer. Și la orci, dar Night Elfii și Draenei, cred că toate zonele au câte ceva, depinde cu ce ai început, știi? Mai încă două și terminăm. Era fain când erai când erai nob, nu-ți păsa de toate, nu știu, de dungeon-uri, de iteme. Data iurea. Hai că... Bă, încă arată foarte bine World of Warcraft pentru un joc de atâția ani. Are grafica asta așa... Hai că îndată. Ca să vă explic un pic. Deci, Draenei au încercat să fugă din Draenor. Și aceasta este o navă spațială, practic, care s-a prăbușit aici. Și tot felul de... de rămășițe. Hai că alegem cureaua letter. Și... noi trebuie să... ne integrăm în această lume nouă. Hai
8 de ăștia. Dar nu m-am uitat să văd câți playeri sunt, dar văd că îs ceva. E fain că și de când s-a lansat Burning Crusade Classic a crescut și popularitatea jocului Burning Crusade. Mă tentează să mă bag pe oficial la un moment dat, dar nu știu. Nu știu dacă se merită, să fiu sincer. Adică World of Warcraft necesită foarte mult timp. Trebuie să joci ore întregi și munca și alte lucruri nu mai permit. Țin minte că veneam de la școală, eram copil și era tot, cu totul altceva, nu știu. Chiar și în ziua de azi, nu știu, jocul ăsta e înrădăcinat în existența mea de adult, fiindcă l-am jucat atât de mult când eram copil, de fapt adolescent, încât cred că dacă, nu știu, pot să treacă și 20 de ani, tot o să-l mai joc din când în când, cât timp pot să fie servere private, bineînțeles. Hai să prindem și asta. Aș face toată insula asta, dar durează prea mult. Să văd, dacă pot face toată insula, o să fac toată insula. Dar ideea e că e foarte fain să faci leveling aici, în zona asta. Că mai am aici, cred că de predatorul. Am dat LOL și na. Ah, nu pot. Mi-era doar să aud un... Oh, încă e ca un player. Hai, se zice, oh, nu pot vorbi. That's sad. Trebuie să fie un Draenei pe aici mai bătrân. Aici. Level 6. The Naru have not forgotten us. May your days be long and your hardships few. Cred că trebuie să la trebuie să salvăm niște diferența între Burning Crusade, mi se pare că și Wrath of the Lich King, la Shaman e că pentru anumite tot... Da, uite că l-am pe ăsta, Storm. Trebuie să faci quest-uri. Deci... Nu e chiar așa de simplu. Dar muzica asta, frate, adică nu mă ascultați acolo. Probabil toți ăștia au fost fost jucători, clar că-s fost jucători de Burning Crusade. De ăștia.
pun și Art Shackle aici. Mana nu mai am. Ok, să beau un pic de apă. Corrupted flower. Nu vreau să trag și ceilalți, doar de ăștia de piatră. It's too far away. Hai că am terminat. Predăm quest-ul ăsta și mergem la următorul. Nu mai era nimica. O să-l ținem aici. Mi se pare că este un pic să văd. Dacă am salvat unde asta, trebuie să găsim aici parcă florile. Asta ce face Rock Binder. I need to get closer. That's still recharged. I can cast that. Bă, dar ce damage de Earth Shock ăsta. Mana, dar ce pot să faci? Să luăm 6-2. Încă 6. Nu chiar așa de mult. Hai că te ajut, dar nu pot. Da, și încă 6 de ăștia. O pelerină. Țin minte când îți cad primii umeri așa de bucuroși ești. Sau ceva cască sau... Încă 4. That's still recharged. I don't have a target. Încă 3. I need to get closer.
Cineva mi-a zis să mai postez World of Warcraft clipul cu World of Warcraft, dar nu știu. Dacă n-ar fi așa mult, e chiar pe lângă clipurile pe care le mai fac, să mai fac și World of Warcraft gameplay. Cred că sunt alții care joacă pe oficial sau joacă hai să mergem să le predăm. Nu mai știu la ce level îți dă, te poți transforma în lup, cred că level 20. Dar nu mă ataca acum. Știu, tot trebuie să devin level 10 ca să pot vorbi. Vezi că nu mai avem așa de mult. Each day is a blessing. Open your heart to the light. May your days be long and your hardships be a blessing. Seek the path of the light. Se pot face la abilități sau deja mi le-au învățat. Warm wishes to you. Open your heart to the light. Level 8. Cred că am făcut și un level. Aici îți dă automat. E un pic de fun dacă îți dau automat, teoretic trebuie să strângi o grămadă de bani și... The Naru have not forgotten us. Spare parts... Îmi amintesc quest-ul ăsta. Erau pe aici tot felul de bujii și de... În partea asta. Deja sunt level mai aici. I need to get closer. Așa, și trebuie să luăm aici pe sus. Să rezolvăm chestia asta cu spare parts. Fugi, 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 fugi. Nu se văd pe unde s-o iau. Dar ăștia n-au nicio treabă, pot să treacă pe lângă mine. Fug eu de el, fiindcă... Da, n-am chef să mă atace. Aici parcă era chestia cu spare parts.
mișto, nu? Este level destul de mare, deci cred că mă descurc. Cred puțin... Nici mana n-am. Nu măcar să-i furăm banii. Unul acolo și încă unul, zic că găsim. Pe unde e celălalt? O, nu. Măcar bine că nu... Că nu fuge să-i anunțe pe ceilalți. De obicei, în momentul în care faci agro pe un... nu știu, pe un mob, când are foarte puțină viață, acesta pleacă și adună alți mobi, ceea ce e o prostie. Care o populație destul de activă. Nici nu mai stau direct. Ia să credem noi quest-urile astea. Unul aici și unul cred că în interior. May the light embrace you. Favor the road travel with you. Așa. Și unul aici afară. Măcar să facem level 10. Să nu fie timpul pierdut. Level 2. Chronicae Christo. May your days be long. Ce să facem noi aici? Oare de ăștia erau?
nici nu mai știu ce. Ia stai un pic. Zice că... Use ia stai un pic să văd. Nu, pe aia trag iarăși. I need to get closer. It's not ready yet. Ne merge pe acela și bucuit. Nu. Trebuie diferiți. I'm out of range. Ok, încă 4. Merge pe același? Nu. Încă unul și e gata. Încă omorâm pe asta. That spell isn't ready yet. It's too far away. I'm out of range. Hai să mergem să predăm asta. Nici nu mai stau măcar. Am fugit. Am salvat și pe ăla. Da, deci am vrut să vă arăt printre primele mele experiențe din World of Warcraft a fost această insulă. Hai că am făcut și level. Țin minte că... The Missing Scout. Parcă era ceva Blood Elf. Chiar, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă voi ați jucat Burning Crusade și dacă vă place Burning Crusade. Hai, dacă am și quest-ul ăsta cu 3 Draenei și... Deci, de fapt. Hai că-l fac și pe asta măcar.
De fapt, până aici, acum se termine clipul, până data viitoare, salut!